În ajunul praznicului împărătesc al florilor, în localitățile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, s-a desfășurat sâmbătă 16 aprilie tradiționalul pelerinaj de flori, care amintește de momentul intrării Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. La Galați, calea domnească, cea pe care o urmau voievozii în vremurile de odinioară, s-a deschis larg în pelerinajul de flori pentru a-L primi pe Domnul Ceresc, venit să intre în cetatea inimilor noastre pentru a birui moartea și a ne dărui viața veșnică. Calea domnească a prins viață prin șirul nesfârșit de preoți și pelerini care s-au îndreptat spre catedrala arhiepiscopală, intonând troparul sărbătorii și alte cântări specifice perioadei liturgice în care ne aflăm. Pe esplanada catedralei, pelerinii au fost întâmpinați de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, care a sfințit icoana intrării Domnului în Ierusalim și a săvârșit slujba de binecuvântare a florilor, simbol al întâmpinării Domnului. Și pentru că trăim în vremuri în care cumplita amenințarea războiului planează asupra lumii, iar Galațiul a devenit refugiu pentru cei ce fug de distrugerile din Ucraina, înalt preasfințitul Casian s-a rugat pentru pacea între oameni și între popoare. Izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, vasă harul păcii tale în lumea tulburată de ură și de război. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea. Liniștește pe cei război și dăruiește înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinți, ocrotire celor refugiați sau pribegi, și mângâiere celor înstrăinați și întristați. Iar nouă tuturor, dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Sărbătoarea florilor este una a speranței, iar sfințirea florilor, ce vor fi puse alături de icoane, simbolizează că stă în puterea noastră să alungăm vrajba și să punem la loc de cinste în inimile și casele noastre frumusețea smereniei, credinței și a iubirii de semeni. Pelerinajul de flori de la Galați adună de la an la an tot mai mulți participanți, unii veniți chiar de departe pentru a fi prezenți la această sărbătoare. Dar procesiuni similare au avut loc și în alte localități din Arhiepiscopia Dunării de Jos, precum Brăila, Tecuci sau Târgu Bujor, fiind la rândul lor prilej de mare bucurie pentru credincioși.